Hai, ca să vă prezint un Alfa Romeo GT, tot de la Willy, o mașină roșie, italiană, foarte bine făcută, uitați ce jante are, roz de cauciuc, e o mașină țapănă. Făcută destul de bine. Sigla Alfa Romeo. Stopuri de plastic. Curul ăsta bombat. Uitați ce frumos e. Mânerele de la uși sunt vopsite argintiu. O semnalizare mică. Ștergătoare pe parbriz. Ușile care se deschid. Dar la fel n-au fețe de uși. Este direct tablă. Putem trăi și fără astea, dar era interesant la cât de bine e făcută. Puteți să-i pună și ca la Lexus. Dar asta e. Dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Are oglinda retrovizoare din plastic. Bordul are destule detalii. Chiar decent făcută. Așa. Botul specific de Alfa, cu sigla mare în față, triunghiulețul, argintiu, faruri de sticlă, grilă de aerisire, niște mici semnalizatoare în colțuri, destul de ok. Așa. O singură țeavă de eșapament. Dar nu-i problemă. Nu are foarte multe detalii pe dedesubt. Dar este bine făcut. E greuț așa. Da. Și măsurăm, cred că are tot 11 jumate, da, 11 jumate, 12. Dimensiunea standard pentru Willy 1.43, 1.36 și 1.43. Deci este un Willy 1 de la 1.36, 4 jumate, lățime. Este foarte frumos. Oglinzile tot din tablă. Puteau să mai pună și aici o bucată de plastic ceva. Are și pedale făcute foarte frumos. Da. Are și resort cu arc. O mașină de colecție, într-o culoare foarte frumoasă, care merită să stea lângă celelalte din colecție. Are și ștergătoarele astea interesante făcut. Capota cu două nervuri. E foarte bine făcută pentru o machetă de la Willy. Este surprinzător. Da. Cam atât despre această machetă. Cam asta e. Ne auzim la următoarea machetă. Tot de la Willy o să fie. Ceau!